Aiurea, luat așa, mi-a făcut că-i trecuție, să s-a spus faci, dar până la urmă sufete de oameni, asta e. Un tremurător. De ce ai un tremurător? În zilele în care trăim, să zicem că vai de mine am ajuns în 2023. Și în cazul era. Și am vrut să mă întreb despre fața care a decepat în Mureș. Mă gândesc că ați cunoscut-o. Vreau să mă întreb despre poziție. Am înțeles care tată. Tatăl a mai... Legată de fața de la Bișeu? Da, da, care e decepat în Mureș. De... Acum, legat de fața de la Bișeu, n-am vorbit cu domnul Tomărabe, eu chiar nu știu dacă a fost vizitată sau este trecută din drepturile părintești sau... acolo nu pot să... nu pot să spun că nu pot să spun. Dar legat de tinerele ce fost anul pe centru, da, e adevărat că pot cu problemă să se vede de sănătate. Dar totuși erau luatați condiția acolo dumneavoastră să le îngrijiți și... Deci a fost posibil. Atâta timp cât au existat controle, atâta timp cât a fost monitorizat de toate instituțiile, a venit corpul de control la Consiliului Județean, s-a venit conducerea, s-au fost DSP-ul, DSV-ul, toate ale unităților, instituțiile abilitate, nu au fost într-un control, având o viață de autorizație de funcționare. Nu pot să zic, cum să spunem că nu au fost? Au fost respectat condițiile umane și normale, bine, nu am avut numai de pe cer, fiind centrul astea împrășiate prin trei județul, e adevărat că gazul, curentul, inflația, toate își pun amprentă. Normal că standardele de cost nu au făcut față. Motiv pentru care acel spor de 50% care în 2017 era și la probe, se dezvântă la probe. Să pună în aplicare unitate, nu l-au pus atâția ani de zile, chiar pe motiv că nu au bani. Mm-hmm. Și oare este adevărat ce am înțeles noi că pentru prima dată când au venit să ia copii de acolo de la Bișeu, din centru, au luat, i-au ales, ca să spun așa, pe cei care nu puteau vorbi și aveau probleme de vorbire? Se întâmplă și la paravoare, același lucru au făcut. Nu i-au luat pe toți dintr-un centru. Da. Deci gradul de handicap era la fel și la fiecare. Deci gradul de handicap sau încadrarea grad de handicap era la fel ca și cel care nu se putea mișca și nu putea vorbi sau nu se putea îngriji. Am avut o mișcare pe fapt și ase mergea pe picioare, dar asta nu înseamnă că fizic a fost ok. Spre surprinderea mea, în ziua starea, chiar am văzut din declarații, m-am trezit că era o realitate, că de fapt am luat doar cei care pot din posibilitate totală de a se ridica în picioare. Sau nu știu, de a respira fără un aparat. Au luat doar ăia cel mai rău. Mi-a dat printr-un becușor la care nu m-am putut gândi. Deși dacă stau și mă gândesc atunci când am zis, ok, de ce nu ia pe toți? Deci era numai... Și știu că a fost întrebarea asta și mi s-a răspuns și nu-i treaba mea, nu i-a hotărât. Deci pot să spun că și întrebarea m-a rămas doar jumătate din centru care a fost mai rău. Care nu putea mișca, nu se putea îmbrăca, care se tura, efectiv. Și nu mărgea. Și credeți-mă, după o viață petrecută și crescându-mi pe palme, și puțin cu ei la spital pe palme, acum deja am dat seama că de fapt lucrurile sunt mult mai grave decât acum un an să le-am spus lui ce se întâmplă. Am înțeles. De la dumneavoastră de acolo din centru, cât am luat așa dus? În total, mă refer acolo la... Ne suntem un grup de case. Un grup, adică să zic 10 centre, la același grup, coordonatorul și centrul, să zic Florin Tămaș. A luat 3 de aici, 5 de dincolo, 4 de dincolo, 6 de dincolo. Și din tot e 10 cazuri, să iei numai de 5, pentru 50.
Da. Deci așa, acum, făcând, nu știu, analiză, că la început am încercat să răspund că ceva nu e ok, pentru că atunci când ne-am predat acolo, nu mi s-a părut oameni ne-am pregătit pentru asemenea bine. Și când ne-am întrebat oameni, dumneavoastră știți cu cine am muncit? Știți ce aveți aici? Că da, să ne descurcăm. Nu poți să te descurce cu un procurită la un tânăr cu dizabilități de roată și puțin. Să ne aștept așa. Nu pot. Nu, asta din șar denotă că nu știi. Îți trebuie să oferi unui tânăr în mâna ca să mănânce. Am înțeles. Mulțumesc mai mult că stai de vorbă cu mine și eu o să fac public și liberația dumneavoastră.